Seria acțiunilor revendicative care a cuprins majoritatea instituțiilor publice nu au ocolit cadrele de poliție. Sindicatul Național al Polițiștilor și Personalului Contractual, SNPPC, protestează în București la sediul mai multor instituții, Guvern, MAI, Ministerul Finanțelor și Ministerul Muncii. Polițiștii nemțeni afiliați acestui sindicat sunt reprezentați de o delegație la acțiunea din capitală. Ei sunt nemulțumiți de sistemul de salarizare și reclamă politicile fiscal-bugetare considerate discriminatorii și ineficiente. Polițiști în cadrul SNPPC, Biroul Teritorial Neamț, împreună cu cei din cadrul BEX, desfășoară activități de protest în municipiul București pentru punerea în aplicare a restanțelor drepturilor salariale, respectiv punerea pe grila legii salarizării, precum și actualizarea normelor de hrană și celelalte drepturi pe care le au polițiștii și de fapt și pe care nu le au în lege la momentul de față. Cam asta ar fi motivul principal al acțiunii. Aceleași nemulțumiri le au și polițiștii afiliați Sindicatului Polițiștilor din România, Diamantul. Cu toate acestea, ei nu sunt prezenți la proteste, ele fiind organizate exclusiv de liderii SNPPC. Sindicatul Polițiștilor din România, Diamantul, susține revendicările organizației Sindicatul Național al Polițiștilor din România vis-a-vis de pretențele pe care le avem noi și pretențele astea sunt vechi. Le-am cerut de atâta vreme, este vorba de actualizarea, aplicarea legii 153/2017 la polițiști. Nu suntem de acord cu această tentativă a guvernului de a ne păcăli cu așa zisă majorare care nici măcar nu răspunde indexării cu rata inflației și în același timp cumva operează sub plafonul care altor categorii bugetare deja pentru ei acea majorare de 5% ar însemna de fapt o creștere peste plafon. În același timp, noi ca sindicat nu susținem acțiunile răzlețe, haotice, luate cumva pe cont propriu. Suntem interesați să ieșim într-o manifestare comună, unitară a tuturor polițiștilor și cred că în perioada imediat următoare vom declanșa acțiuni pentru a putea să reunim toate organizațiile sindicale și să ieșim cât mai mulți polițiști în stradă. De regulă lumea întreabă acum și ne terorizează, că zice că sunt scump, dar n-are de ales, trebuie să vină să cumpere, că prea scump nu sunt brazii față de anul trecut. Același preț. Avem de la 80 de lei brad până la 120 de lei, 130 de lei. Bineînțeles, cu acte, cu bonuri fiscale, cu taxe de piață, cu taxe de transport, intră tot. Avem cu suport, putem să dăm la 130 de lei. Bradul cu suport cu totul, da. Care numai suportul face 40 de lei, să-l cumpărăm din Dedeman. Sunt aduși de afară, din import, în Danemarca, nu s-a dus special de mine, de transportator, de la firme. 100 de lei, 70 de lei, 50 de lei, la mica înțelegere cu clientul. Dacă dumneavoastră vreți să cumpărați un brad, acum vă dau cu 50 de lei. La Dedeman nu există brad cu 50 de lei. Nu există. Păi, haide. Da, dar trebuie să mă duc să văd un taxi și îl duc acolo. Eu vă dau transport să vă duc până acasă. He, las. Cum să nu? Bineînțeles că plătiți transport, un 10 lei. Mai negociem. Hai, da. Dar cumpărați acum, dacă veniți mai târziu. Ce marfă aveți, dacă lumea întreabă, dacă se cumpără? Întreabă, dar nu prea e vânzare. Poate săptămâna care vine. Acum se pregătește lumea, ia carne, ia mâncare. Se lasă pe săptămâna care e ultima și atunci nu-i cumpără. Suntem mulți, prețul e puțin, munca e multă. Între cât și cât e prețul? Coronița 15, aranjamentul 15. Mai negociem. Ați vândut ceva până acum? Am dat o coroniță, făcut o saptă. Ce să faci? Așteptăm și noi. Ce-o vrea domnul? Banii,
Avem de la 30 până la 40 de lei acum. Ia dumneavoastră de acolo, ia. Ia. Până să nu mai facem. Ia la fumat, și vedem unul. Profesorii vor avea salariile majorate cu 20% anul viitor, dar în două tranșe. Prima creștere va intra în vigoare de la 1 ianuarie. Premierul Marcel Ciolacu a anunțat aseară într-o emisiune la Digi24 că a ajuns la o înțelegere cu sindicatele din educație. Eu cred că am închis lucrurile în linii mari, am fost și cu doamna ministră a educației. Va fi un buget record pentru educație, respectiv 4,1% din PIB. Ce mă bucură foarte mult, că am acoperit toate palierele. În ceea ce privește salariile profesorilor, ne-am ținut promisiunea, au înțeles și dânsii exact marjele în care ne putem încadra. Adică 13? Oricum este un salt spectaculos. Acum va rămâne reforma și cerințele noastre, ale părinților, în ceea ce privește educația. Am o întrebare și referitoare la felul în care se prezintă copiii noștri. Dar înainte, 13% în ianuarie, 7% la sfârșitul lunii iulie. Sunt de acord profesorii cu aceste majorări? Urmează să închidem cu sindicatele. Nu știu dacă dânsii au anunțat public, dar am ajuns la o... Asta e varianta pe care ați propus-o? 13 nu, și 7? Este mai devreme ca să prindem concediile. Deci, adică nu la sfârșit de iulie, ci la sfârșit de iunie. Propunerea ar fi la începutul lunii iunie. Okay, ceea ce este foarte corect. Adică în momentul acesta este totul echilibrat. Din punctul meu de vedere, e o ofertă cât se poate de respectoasă față de categoria pe care o reprezintă, cât se poate de corectă în acest moment, ținând cont de salarizarea foarte joasă pe care o aveau. Și în momentul acesta, cu adevărat, pornește o reformă în sistemul de învățământ. Premierul a readus în discuție și ideea criteriilor de performanță pentru profesorii, dar astfel de măsuri nu ar trebui aplicate unitar, a mai spus Marcel Ciolacu. Eu nu cred în lucrurile și abordările paușale. Pentru toată lumea să fie la fel. Sunt profesori care au zeci de olimpici, sunt profesori care au dat titularizarea și au luat 2 și 3, adică Trebuie venit în sistem cu ceva care să putem cere mai mult. În momentul acesta, eu ca și reprezentant al statului român, nu ca și premier, statul român și-a făcut datoria față de profesori. Am venit cu o lege nouă, totul e perfectibil, am venit pe toate componentele, cele mai mari investiții în infrastructură după autostrăzi le-am prins în sistemul de educație. Cu adevărat, nu vom avea de-a doua zi performanță. E ca la sport. A durat câțiva ani. Dar este o nouă abordare și o abordare serioasă. Inflația a fost mai mică în noiembrie față de octombrie. Indicele a scăzut la 6,72% de la 8%, anunță INSE. Totuși, mărfurile alimentare s-au scumpit cu aproape 7%, cele nealimentare cu peste 5%, iar serviciile cu aproximativ 11%. În topul scumpirilor sunt biletele de avion, detergenții și salubritatea. Recent, BNR a menținut prognoza de inflație de 7,5% pentru finalul anului. Salariul mediu net mai mare cu aproape 100 de lei în octombrie față de septembrie. A fost 4.692 de lei, arată datele INSE. Creșterea se datorează și majorărilor din sectorul bugetar, unde salariile au crescut cu aproape 3% în învățământ și cu 2% în administrația publică. IT-știi revin în topul celor mai mari salarii din țară, cu peste 11.100 de lei net. La polul opus rămân cele din industria Horeca, de aproximativ 2.600 de lei. Alocări substanțiale în proiectul bugetului de anul viitor pentru educație, sănătate și investiții. Președintele PNL Nicolae Ciucă a subliniat că au fost cuprinse sumele necesare și pentru majorarea salariilor profesorilor. Liniile principale de buget asigură continuarea investițiilor pentru modernizarea României
și în felul acesta este asigurat un procent de 7,3% din produsul intern brut pentru tot ceea ce înseamnă investiții. De asemenea, pentru Ministerul Educației este asigurată o creștere de aproximativ 61% a bugetului practic în valoare nominală de la 35 de miliarde la 57 de miliarde de lei, ceea ce asigură sumele necesare pentru creșterea salariilor personalului didactic și nedidactic din Ministerul Educației, precum și începerea punerii în aplicare a legilor educației. De asemenea, la Ministerul Dezvoltării pentru continuarea derulării programelor de dezvoltare la nivelul autorităților locale este asigurată o creștere a bugetului cu 59% în valoare nominală de la 8 miliarde la 13 miliarde de lei. La nivelul Ministerului Sănătății și a Casei de Sănătate, de asemenea, au fost asigurate bugetele necesare pentru asigurarea serviciilor medicale, crescând la nivelul casei cu aproximativ 3 miliarde de lei, ceea ce înseamnă că bugetul Casei de Sănătate va ajunge la aproximativ 62-63 de miliarde de lei, iar la nivelul Ministerului Sănătății la 17 miliarde de lei, deci în total la nivelul structurilor de sănătate aproximativ 80 de miliarde de lei. Totodată, Nicolae Ciucă a dat asigurării că au fost alocate și peste 200 de miliarde de lei fondurile necesare pentru noua lege a pensiilor, care va veni cu două majorări în ianuarie și septembrie. La nivelul Ministerului Muncii au fost asigurate sumele necesare și bugetul pentru pensii este asigurat, astfel valoarea nominală a întregului pachet, a întregii anvelope este de aproximativ 212 miliarde de lei. Sunt asigurați banii necesari să poată să asigure indexarea cu valoarea inflației de la 1 ianuarie și intrarea în aplicare a noii legii a pensiilor începând cu 1 septembrie. Liderul liberalilor a adăugat că toate majorările vor putea fi acoperite atât din creșterea veniturilor la bugetul de stat, prin gestionarea mai eficientă a cheltuielilor, cât și prin pachetul de măsuri fiscal-bugetare care va intra în vigoare de la 1 ianuarie. Sunt măsuri care, sigur, vin din creșterea veniturilor la bugetul de stat și domnul ministru ne-a prezentat că există o creștere a veniturilor cu aproximativ 2%. În plus față de acestea, există un pachet de măsuri pentru creșterea colectării și reducerea evaziunii fiscale, astfel încât din toate aceste măsuri luate la nivelul Ministerului, există proiecțiile necesare să putem să acoperim creșterile bugetare. Sunt elementele care țin de digitalizarea ANAF, operaționalizarea sigiliului electronic, declararea intrărilor de mărfuri în țară, plus creșterea, de fapt este un proiect de lege care asigură înăsprirea pedepselor pentru cei care fac evaziune fiscală. Urmează acum analiza și aprobarea proiectului de buget în guvern și ulterior adoptarea acestuia în Parlament până pe 22 decembrie.
Profesorii vor avea salariile majorate cu 20% anul viitor, dar în două tranșe. Prima creștere va intra în vigoare de la 1 ianuarie. Premierul Marcel Ciolacu a anunțat într-o emisiune la Digi24 că a ajuns la o înțelegere cu sindicatele din educație. Eu cred că am închis lucrurile în linii mari, am fost și cu doamna ministră a educației. Va fi un buget record pentru educație, respectiv 4,1% din PIB. Ce mă bucură foarte mult, că am acoperit toate palierele. În ceea ce privește salariile profesorilor, ne-am ținut promisiunea, au înțeles și dânsii exact marjele în care ne putem încadra. Adică 13? Oricum este un salt spectaculos. Acum va rămâne reforma și cerințele noastre, ale părinților, în ceea ce privește educația. Am o întrebare și referitoare la felul în care se prezintă copiii noștri, dar înainte, 13% în ianuarie, 7% la sfârșitul lunii iulie, sunt de acord profesorii cu aceste majorări? Urmează să închidem cu sindicatele, nu știu dacă dânșii au anunțat public, dar am ajuns la o... Asta e varianta pe care înțelegere. Ați propus-o? 13 nu, și 7? Este mai devreme ca să prindem concediile. Deci, adică nu la sfârșit de iulie, ci la sfârșit de iunie. Propunerea ar fi la începutul lunii iunie. Okay, ceea ce este foarte corect. Adică în momentul acesta este totul echilibrat. Din punctul meu de vedere, e o ofertă cât se poate de respectoasă față de categoria pe care o reprezintă, cât se poate de corectă în acest moment, ținând cont de salarizarea foarte joasă pe care o aveau. Și în momentul acesta, cu adevărat, pornește o reformă în sistemul de învățământ. Premierul a readus în discuție și ideea criteriilor de performanță pentru profesorii, dar astfel de măsuri nu ar trebui aplicate unitar, a mai spus Marcel Ciolacu. Eu nu cred în lucrurile și abordările paușale, pentru toată lumea să fie la fel. Sunt profesori care au zeci de olimpici, sunt profesori care au dat titularizarea și au luat 2 și 3, adică, Trebuie venit în sistem cu ceva care să putem cere mai mult. În momentul acesta, eu ca și reprezentant al statului român, nu ca și premier, statul român și-a făcut datoria față de profesori. Am venit cu o lege nouă, totul e perfectibil, am venit pe toate componentele, cele mai mari investiții în infrastructură după autostrăzi le-am prins în sistemul de educație. Cu adevărat, nu vom avea de-a doua zi performanță. E ca la sport. A durat câțiva ani. Dar este o nouă abordare și o abordare serioasă. Procurorii anticorupție au descins în această dimineață și în sediul Ministerului de Finanțe au fost ridicate mai multe documente din biroul secretarului general adjunct al instituției, Ioan Cristian Purice. Mai mult, biroul său a fost sigilat. Percheziții DNA la administrația spitalelor din București într-un nou dosar de luare de mită. Procurorii anticorupție au ridicat în această dimineață documente și de la spitalele Colțea și Sfântul Luca, anunță surse citate de presă. Ar fi vorba despre un contract de achiziție publică pentru implementarea unor servicii IT. Recent, fostul director adjunct al administrației, Cristian Plută, a fost trimis în judecată de DNA pentru luare de mită. Acesta ar fi luat mită 20.000 de euro de la George Cristescu pentru a-l numi la șefia unității medicale. ASMB are în administrare 19 spitale din București și se află în subordinea primăriei capitalei. PNL exclude varianta unui candidat unic cu PSD pentru alegerile prezidențiale de la finele anului viitor. Liderul liberalilor, Nicolae Ciucă, a tranșat ideea într-o emisiune la Digi24. Prin noi înșine înseamnă că strategia, planul de campanie și direcțiile de acțiune ale Partidului Național Liberal vizează în toate fazele electorale din anul 2024. Asta înseamnă că la toate alegerile veți merge cont propriu. Vom merge pe cont propriu. Nu există nici varianta unui candidat comun la prezidențiale? Nu. Exclus? Este... Atunci cum putem să vorbim... prin noi înșine, să vorbim de noi înșine,
când ne gândim la o astfel de construcție. Nu există acest plan sau această ipoteză la Partidul Național Liberal, acum când noi vorbim. Președintele PNL a adăugat că această decizie nu afectează funcționarea coaliției de guvernare cu socialdemocrații. Nu spun că va fi ușor. Dar din moment ce ne-am asumat această responsabilitate, cum ar fi să ne ducem acum în fața cetățenilor și să spunem, știți, urmează alegerile și noi nu mai guvernăm țara, că până la urmă aici se ajunge. Conducerea PNL a decis recent să meargă pe liste și cu candidați proprii în toate rândurile de alegeri de anul viitor. Cât privește cursa pentru Palatul Cotroceni, liberalii nu au decis încă pe cine vor nominaliza. Însă Nicolae Ciucă a anunțat deja că este pregătit să candideze dacă partidul îi va cere acest lucru. Adunarea Generală a ONU cere încetarea luptelor din fâșia Gaza. Peste 150 de state au votat o rezoluție de încetare a focului în enclava palestiniană. Simultan, rezoluția cere și eliberarea imediată a persoanelor ținute ostatice de teroriștii Hamas. Trebuie precizat că rezoluția votată în adunarea generală are valoare politică, dar nu este obligatorie ca rezoluțiile adoptate de Consiliul de Securitate al ONU. Acolo, a cincea astfel de încercare a fost blocată de Statele Unite zilele trecute. Războiul din fâșia Gaza a intrat deja în a treia lună. Armata Israelului continuă avansul în fâșie, însă dezastrul umanitar este de proporții. Polițiștii continuă protestele a doua zi la rând. Sindicaliștii vor picheta Ministerul Finanțelor. Aceștia reclamă salariile mici din sistem și cer actualizarea normelor de hrană, de echipare, sporurilor, dar și a compensației pentru chirie. Sindicaliștii cer și modernizarea statutului polițistului, dar vor să primească și dreptul la grevă. În caz contrar, reprezentanții polițiștilor amenință că vor boicota alegerile de anul viitor. Șoferii prinși băuții sau drogații la volan riscă să rămână fără permis timp de 10 ani. Proiectul de lege a fost inițiat de social-democratul Robert Kazanciuk și a trecut de Senat. Camera Deputaților este decizională. Kazanciuk este și inițiatorul legii Anastasia, care prevede direct închisoare pentru cei prinși la volan fără permis. Președintele Ucrainei nu a convins Congresul american să deblocheze ajutoarele militare de zeci de miliarde de dolari pentru țara sa. Volodymyr Zelensky a avut o serie de întâlniri cu liderii politici de la Washington, inclusiv cu președintele Statelor Unite, Joe Biden. Republicanii din Congres condiționează noile ajutoare pentru Kiev de modificarea pachetului fiscal mai mare, de peste 110 miliarde de dolari, care cuprinde ajutoare militare și pentru Israel, Taiwan, dar banii și pentru securitatea graniței Statelor Unite cu Mexic. Concret, republicanii cer modificarea politicii de migrație, dar și mai mulți bani pentru securitatea frontierelor în condițiile în care, din cele 110 miliarde, peste jumătate sunt pentru Ucraina. De la Casa Albă, Joe Biden a anunțat că Statele Unite vor continua să sprijine Ucraina. Departamentul de stat și cel al apărării au rămas fără bani pentru Ucraina de la jumătatea lunii trecute. România și Republica Moldova vor colabora pentru dezvoltarea unor proiecte de infrastructură în domeniul energiei. Un memorandum a fost semnat între cele două guverne. Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, a subliniat că România va continua să susțină Republica Moldova, inclusiv în elaborarea unor programe prin care să atragă investiții. Dacă ne uităm la geneza comunității europene, vedem că ea a plecat de la Uniunea Cărbunelui și a Oțelului. Deci cărbunele sursă de energie. De asta proiectul european a recunoscut de la bun început că pentru a avea o dezvoltare integrată, mai bună a tuturor statelor membre, trebuie integrată această piață a energiei. Și cu adevărat aveți în România un sprijin necondiționat, permanent, atât din perspectiva armonizării legislației și în zona sectorului energetic, legislația e destul de complexă, pentru că sunt întotdeauna subiecte noi, hidrogen, stocare, echilibrare și așa mai departe. Chiar la nivel european vorbim de directiva RED III, acum trebuie să o transpunem și noi și ne-am propus un termen ambițios de jumătatea anului viitor pentru transpunere. Deci
aveți avantajul de a parcurge un drum pe care noi l-am parcurs, am mai făcut și greșeli, dar dumneavoastră le puteți evita mult mai ușor. Și dincolo de partea de reglementare, vă putem ajuta să gândiți programe de investiții. Deci noi în momentul ăsta în Ministerul Energiei gestionăm investiții de 18 miliarde de euro. Asta înseamnă apartenența la Uniunea Europeană. Avem PNRR 1,6 miliarde și diferența până la 18 din fondul pentru modernizare. Și vă dau un exemplu. Avem o schemă de susținere a investițiilor în energie solară și eoliană de 460 de milioane de euro. Deci noi toată experiența asta vă punem la dispoziție pentru că dincolo de a vă armoniza din perspectiva reglementărilor, veți avea nevoie de a consolida această capacitate administrativă a ministerilor ca să puteți absorbi toate aceste miliarde de euro care vor fi puse la dispoziția Republicii Moldova. Și dacă și noi în primele cicluri de finanțare, 2007-2013, 2014-2020, am avut unele probleme, deja acum suntem cu rata de absorpție de 95-96-97%. Și dumneavoastră puteți să fiți de la început, învățând din pașii pe care România deja i-a parcurs. La rândul său, ministrul energiei de la Chișinău, Victor Parlicov, a declarat că semnarea memorandumului va da siguranță cetățenilor din Republica Moldova că nu vor mai putea fi șantajați cu oprirea energiei. Acesta este doar un început, pentru că dincolo de curgerea electronilor, contează și cum se face, care sunt condițiile, care sunt cerințele, care sunt regulile pentru ca să se poată face comerț cu energie. Că acest lucru să nu mai poată fi operaționalizat ca șantaj, să fie o piață comună care dă siguranță tuturor participanților la piață, atât a furnizorilor cât și a consumatorilor. Și anume acest lucru face parte, pe asta ne focusăm când semnăm acest memorandum. Noi interconexiuni care să ne permită o funcționare stabilă, indiferent de, spunem, voința prietenilor noștri din Est. Și doi, de piață, crearea condițiilor de piață și unui operator de piață care să funcționeze și ulterior, într-un mod foarte natural, facil, să facă cuplarea piețelor, adică să facem parte dintr-o piață energetică comună cu România. Ori, sigur că este un drum, este o cale care o mai avem de parcurs, deci nu suntem decât la începutul acestui drum. Dar este o deschidere fără precedent de ambele maluri ale Prutului și suntem absolut siguri și determinați că această cuplare a piețelor și această integrare a Republicii Moldova în piața energetică europeană să se producă mai repede decât chiar aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Nu este doar o formalitate, este în primul rând o consfințire sau materializare a angajamentului politic de ambele părți de a continua colaborarea pentru consolidarea securității alimentării atât a Republicii Moldova și cuplării eventual a pieței Republicii Moldova cu piața românească de energie electrică. Noi ne dorim să mergem în Uniunea Europeană, dar să facem parte din piața comună europeană chiar înainte de a ajunge membrii a Uniunii Europene. Toate eforturile noastre pe care le facem inclusiv prin acest memorandum sunt orientate anume spre accelerarea procesului și pentru a deveni parte din piața energetică europeană prin România înainte de a deveni formal țară membru a Uniunii Europene. Vreau să mulțumesc României. Vreau să vă mulțumesc pentru absolut sprijin necondiționat pe care România îl are față de Republica Moldova pe toate dimensiunile. Acest sprijin îl simțim, îl apreciem. România este principalul partener și principalul avocat al Republicii Moldova pe calea de integrare în Uniunea Europeană.
Cristina Neagu și-a anunțat retragerea din Naționala de Handbal. Decizia sa vine după ce tricolorele au ratat calificarea la Jocurile Olimpice de la Paris din vară, în urma rezultatelor de la campionatul mondial. Poate un alt turneu final ratat, putem să spunem așa, pentru că nu ne-am îndeplinit obiectivul, ne doream să fim măcar în sferturi să putem accede în turneul preolimpic, pentru că ăsta era obiectivul, să mergem la turneul preolimpic și de acolo sigur să încercăm să ne calificăm la Jocurile Olimpice. Dezamăgire mare? Normal, dezamăgirea e foarte mare și pentru mine e foarte mare, pentru că nici măcar nu am putut să joc la acest turneu. Lucrurile s-au întâmplat în așa fel încât m-am accidentat și deși am făcut tot posibilul să mă recuperez în cele 3-4 săptămâni, nu am reușit, am încercat pentru că știam cât de important a fost, era meciul cu Germania. Eu mi-anunț în mod oficial retragerea de la echipa națională dacă chiar nu mai sunt șanse de calificare la turneul preolimpic. Sunt 17 ani de când joc pentru echipa națională. De când am dat totul pentru echipa națională, timp în care am și suferit două accidentări grave. Neagu va continua să joace la echipa de club CSM București, unde și-a prelungit recent contractul până în 2025. Cristina Neagu este cea mai bună marcatoare din istoria campionatului european de handbal, dar și de 4 ori câștigătoare a titlului de cea mai bună handbalistă a anului. Ultimele două locuri pentru optimile Champions League vor fi stabilite în această seară. În grupa F, 3 echipe luptă pentru al doilea loc în clasament. PSG o va întâlni pe Dortmund, deja calificată, iar Newcastle are meci cu AC Milan. În grupa H, Porto și Shakhtar au meci direct pentru calificarea în primăvară. Toate partidele sunt programate de la ora 22. Aseară Manchester United a ratat calificarea. Englezii au pierdut ultimul meci din faza grupelor cu 1-0 în fața celor de la Bayern. Merg mai departe în optimii Copenhaga, care a învins-o cu 1-0 pe Galatasaray, Napoli, care a câștigat cu 2-0 meciul cu Braga. Dinamo a 5-a înfrângere la rând în Liga 1. Universitatea Cluj s-a impus în meciul de aseară cu 1-0 și a urcat pe locul 5, loc de play-off. Dinamo rămâne la coada clasamentului pe locul 15. Tot ieri FCU Craiova a câștigat cu 2-0 meciul cu Botoșani. Etapa 19-a se încheie astăzi. Oțelul Galați primește vizita celor de la Sepsi de la ora 17. Ultima etapă din grupele Champions League începe astăzi. În grupa A, Manchester United are nevoie de victorie împotriva celor de la Bayern, deja calificați, pentru a mai spera la optimii. Englezii depind și de rezultatul din celălalt meci al grupei, Copenhaga-Galatasaray. Și în grupa C, calificarea încă se joacă. Napoli are nevoie de cel puțin o remiză cu Braga pentru a merge mai departe în primăvară. Partidele sunt programate de la ora 22. Primele meciuri sunt însă de la 19:45. Lens o întâlnește pe Sevilla, iar PSV pe Arsenal. Vremea va fi în general închisă astăzi, cu ploi anunțate în majoritatea regiunilor. Temperaturile rămân însă peste normalul perioadei. Maximele termice se vor încadra între 3 și chiar 13 grade Celsius în regiunile sudice. În capitală, cerul va fi acoperit astăzi pe parcursul zilei și temporar vor fi condiții de ploi slabe. Temperatura maximă va fi de 8-9 grade Celsius. Vremea se încălzește astăzi, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 5 și chiar 14 grade Celsius în zona Olteniei. Cerul va fi acoperit însă în majoritatea regiunilor, iar în jumătatea nordică a țării va ploua. În capitală, cerul va fi mai mult acoperit astăzi, iar temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 10-11 grade Celsius. Cod galben de ploi însemnate cantitativ emis de ANM pentru nordul și vestul țării. Sunt vizate județele din Banat, Crișana, Maramureș, vestul și nordul Transilvaniei, dar și Carpații Occidentali și parțial Orientalii și Meridionalii. De mâine, de la ora 2 și până joi la ora 10, vor fi ploi torențiale. Izolat, cantitățile de apă pot depăși 50 de litri pe metru pătrat, iar la munte, la peste 1500 de metri altitudine, vor fi precipitații mixte.